Ședința solemnă a Parlamentului și Curții Constituționale, dedicată investirii în funcție a președintelui Republicii Moldova, o declar deschisă. Curtea Constituțională a constatat că alegerea din 16 martie pentru funcția de președinte al Republicii Moldova s-au desfășurat conform principiilor democratice, cu respectarea dispozițiilor constituționale, legale și a standardelor internaționale în domeniu. Stimate domnule președinte ales al Republicii Moldova, în rezultatul unui sufragiu liber la care au participat 62 din cei 101 deputați în Parlament, deveniți astfel cel de-al patrulea președinte al Republicii Moldova. Începând cu această zi și pentru toată durata mandatului, dumneavoastră reprezentați statul și sunteți garantul suveranității, independenței naționale, a unității și integrității teritoriale a țării noastre. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei. Pentru mine este o mare onoare, dar totodată și o mare responsabilitate să preiau conducerea Republicii Moldova într-un moment crucial pentru dezvoltarea ei. Astăzi avem în față mai multe provocări, cărora trebuie să le facem față, mai multe obiective pe care urmează să le îndeplinim. După ani grei de lupte politice care au dezmembrat societatea noastră pe criterii etnice, culturale, lingvistice, religioase, etc., avem nevoie de pace, de înțelegere, de stimă reciprocă, de toleranță. Numai uniți de același scopuri și idealuri, avem șansa de a ne dezvolta, de a ajunge în marea familie a democrațiilor europene. Vreau să declar că președintele Nicolae Timofte, la fel ca și judecătorul Nicolae Timofte, va pune tot timpul legea în capul mesei și voi face tot posibilul ca de acum încolo fiecare cetățean să se simtă fericit, să poată spune: țara mea are nevoie de mine și eu sunt gata să mă implic pentru a contribui la dezvoltarea ei. Întreaga națiune vă aduce cele mai sincere și profunde felicitări și urări de bine. Întreaga națiune se bucură de evenimentul de astăzi, fiindcă este cu adevărat un eveniment de importanță istorică, una deosebită, aducând pace, stabilitate și previzibilitate în societate.